uitați de neîmplinire, uitați de nevoi. Un pic de volum la microfon, vă rog. Ei, când e cu... De ce distorsionează? Fiindcă așa e când e live, nu? Nu? Parcă un pic de distorsion. Dar e bine. Hai la plimbare, pe uz până la baraj, uitați de neîmplinire, uitați de necaz. Dărmănești, dărmănești, orășel de munte, pentru ce rătăciți, tu ești ca o punte pe care amintiri se duc, se întorc, și caierul vieții cu tine îl torc. Pe care amintiri se duc, se întorc, și caierul vieții cu tine îl torc. Hai la plimbare, pe uz până la baraj, uitați de neîmplinire, uitați de necaz. Un băișteanu, haza, Paul sunt fiii tăi, și multe familii cu nume de eroi, cu toți la oaltă copii din povești, doar pentru tine oraș Dărmănești. Cu toți la oaltă copii din povești, doar pentru tine oraș Dărmănești. Hai la plimbare, pe uz până la baraj, uitați de neîmplinire, uitați de necaz. Brătulești, sălătru chiar și bolă tău, se leagă de-a pururi de numele tău. Oraș petrolier cu oameni cinstiți, oraș cu virtute și pețe cu minți. Oraș petrolier cu oameni cinstiți, oraș cu virtute și pețe de sfinți. Hai la plimbare, pe uz până la baraj, de tine mă leagă amintiri și trecut, când viața am trăit, am cu totul plăcut. Să știți și voi, încercat popor, Dărmănești un trecut, Dărmănești viitor. Să știți și voi, încercat popor, Dărmănești viitor. Hai la plimbare, prin parc, prin zăvoi. Cântecul l-am făcut pentru Comănești, l-am adaptat. Trebuie să schimbăm microfonul, că sună grav. Thank you.
astăzi. Astăzi seara, la un festival, dansam tren și la crele biletul. Minunata sortat e bufetul și am adus orchestre în local. Este un fum și o haraba bună și un miros de zefir și liria. Vine vremea când trec la sal, cavalerii de mare amperdură. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Hai, nu faceți pe modesta, dacă vreți închei și vesta. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Hai, nu faceți pe modesta, dacă vreți închei și vesta. Într-un colț stau băieții ca sfinții, nu îndrăznesc să întreprindă nimic, că sunt fete frumoase în zi, dați venite la bal cu părinții. Vă rog să-mi acordați dreptul să vă invit fata, un tango vă jur și gata, o aduc din nou la tata. Vă rog să-mi acordați 3 minute păsuire, vă semnez pentru primire, observați în top subțire. Un magiste de tuns de astă vară, dovedind că dar vin a greșit, printre lume pășește grăbit, cu un aer ce te înfioară. Îmi acordați un dans, dar te rog să nu faci nazul, mai cunosc eu niște cazuri, s-ar putea să aveți necazuri. Îmi acordați un dans, căci din frage de pruncie, eu sunt tute la mânie, te previn ca să se știe. Dintr-un colț, cu ceas de tăcere, un băiat trist și singura, de o fată s-a apropiat și timid primul dans el îi cere. Vă rog să-mi acordați, domnișoare, dansul acesta. Aș dansa, vedeți, dar cică, nu dansez fiindcă mi-e frică. Vă rog să-mi acordați și orchestra că semnalul, și deși dicții localul, numai ei sunt în tot valul. Mulțumesc! Afară, să ajungeți în număr atât de mare. Astăzi este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Urăm la mulți ani tuturor acestor persoane speciale, pentru că ele aduc căldură și ne fac să vedem lucrurile cu adevărat importante din viața noastră. Sub egida Nimic pentru Noi, Fără Noi, Direcția Generală de Asistență Socială, prin CRRN Dărmănești, echipa reprezentativă de teatru, în parteneriat cu Primăria orașului Dărmănești, împreună cu Asociația Sara Ștefania, a gândit acest eveniment în două părți. Prima parte este un spectacol lectură, adaptare după Vasile Alexandrii Chilița, în provincie, iar în partea a doua a evenimentului avem o expoziție sub numele Concluzii Elementare, expoziție de pictură. Avem și lucrări în cărbune, susținută de artistul nostru, Vali Mănăilă. Aplauze pentru Vali. Așadar, știu că
ai noștri artiști care vor intra pe scenă și eu sper din toată inima să vă încălzească așa inimile și să-i aplaudați tare, tare, tare. Au emoții, eu îi asigur de toată prețuirea noastră, de toată considerația și credeți-mă, ați făcut cea mai bună alegere pentru această după-amiază. Dar pentru că din partea conducerii DGASPC-ului Bacău este alături de noi domnul director Popa și îl invit să ne spună și el câteva cuvinte. Bună ziua! Mă bucur nespus că sunteți astăzi aici alături de noi, în această zi specială. Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități se sărbătorește la nivel mondial. Și pentru ocazia acestei zile, urmează ca dragii mei colegi și beneficiari ai Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești să vă prezinte o piesă de teatru. Cu siguranță veți rămâne uimiți de talentul lor. Și ce vreau eu să vă asigur, atât din partea mea cât și a doamnei director general, că și în anul ce va veni, Direcția Generală va fi un partener de încredere al dumneavoastră în soluționarea problemelor cu care dumneavoastră vă confruntați în viața de zi cu zi. Doresc să vă urez la mulți ani și, dacă tot suntem în luna decembrie, sărbători de iarnă binecuvântate. Vă mulțumesc pentru prezență! Țin de asemenea să mulțumesc în mod special domnului primar pentru că a făcut posibil organizarea acestui eveniment prin punerea la dispoziție a acestei sări minunate și dacă și dânsul dorește să ne spună câteva cuvinte, doresc să vină alături de mine. Domnule director, stimați invitați, stimată colegă, să zic așa, vă mulțumesc și eu că astăzi ați ales să fiți împreună cu prietenii noștri câteva minute. Este Ziua Internațională a Persoanei cu Dizabilități și personal mă bucur și am răspuns prezent la invitația Direcției Generale în a ne implica în organizarea acestui eveniment. Sigur, eu mi-am propus ca această sală să fie un pic mai, atmosfera mai călduță. Facem foc de ieri dimineață, n-am reușit să încălzim așa cum ne-am propus noi, dar promitem că data viitoare vom face cu o săptămână foc mai repede ca să încălzească sala. Tuturor celor care s-au implicat în organizare, le mulțumesc personal. Tuturor celor care vor activa în această frumoasă piesă, le spun de pe acum, că le țin pumnii și, sincer, mă bucur tare mult că ați ales Dărmăneștiul și că încercați și prin acest mod să ridicați valorile colegilor care astăzi poate că, așa a vrut Dumnezeu, să fie într-o anumită situație din punct de vedere al sănătății. Nu se știe ce ne oferă ziua de mâine nouă celor care astăzi avem pretenția că suntem sănătoși tot. Încă o dată mulțumesc tare mult, din suflet vă spun că am venit cu drag aici și cei care sunt în sală cred că vor aprecia foarte mult ceea ce faceți dumneavoastră. Pentru că suntem în an centenar și în an centenar trebuie să fim, cred că ar trebui să fim mai buni în fiecare zi, dar în an centenar ar trebui să fim și mai buni. Vă urez tuturor multă sănătate și haideți să încercăm fiecare dintre noi să fim mai buni, mai toleranți, mai înțelegători. Am aflat, nu de mult, cât de mult ar trebui noi să apreciem fiecare clipă a vieții noastre, când mi s-a pus o întrebare. Cineva undeva, n-am să spun aici, un om foarte pregătit din punct de vedere spiritual, m-a întrebat, ți-ai propus vreodată să devii mai bun? Și am zis, Părinte, încerc în fiecare zi să fac lucrul ăsta cu mine însumi, să devin mai bun. Și a zis, nu-i suficient. Ia imaginează-ți că aici, lângă noi, ar veni Îngerul Domnului și ți-ar spune, era ceasul așa cam ora 13, era 13 pe la
13-14 și ți-ar spune că astăzi ar fi ultima ta zi pe pământ. M-a cam cutremurat așa un pic vorbele lui, pentru că, repet, un mare călugăr de-al nostru și zic, ce aș putea să fac? Dacă aș ști că mai sunt 6-7 ore, ce ar putea să facem orele alea? Cred că era undeva departe de țară, cred că mi-aș suna și eu apropiații și mi-aș cere iertare dacă am greșit. Cred că mi-aș suna familia și copiii și le-aș spune ce aș putea să le spun dacă mai am câteva ore să de trăit. Cred că le-aș spune fiecăruia, aia îți rămâne ție, aia ție, le-aș spune că nu știu ce aș mai face. Călugărul stătea și mă asculta. Și după ce am spus eu câteva minute ce aș face în alea câteva ore, mi-a zis așa. Adică să înțeleg că la ora 12 la noapte, când trebuie să închizi conturile pe pământul ăsta, ai devenit mai bun. Zic, da, părinte, în mod normal, asta ar trebui să facă fiecare. Și atunci el mi-a spus ceva de genul, dar dacă în fiecare dimineață, când te trezești, ai auzit urechile minții, acea voce a îngerului care îți spune că ar putea fi ultima zi pe pământ. Ce ai face? Păi aș încerca să fiu mai bun. Ei, cumva aceste vorbe le aud mereu din gura acelui pusnic și încerc încet în fiecare zi să devin mai bun. Cred că în an centenar fiecare dintre noi ar trebui să devenim mai buni, repet, mai toleranți, mai înțelegători, în primul rând cu noi și cu cei din jurul nostru. La mulți ani tuturor și mult succes a tuturor noastre. Mulțumim foarte mult, domnului primar, mulțumim domnului director. Așadar, în următoarele minute sperăm să vă încălzim și să vă încântăm cu mare bucurie și cu sufletul nostru plin de bunătate. Bunătate pe care noi, cei care lucrăm în asistență socială, este mai mult decât un job. Pentru că dacă nu muncești cu inima, nu poți munci cu oameni. Și noi zi de zi oferim fărâme din sufletul nostru. Sau sufletul nostru chiar. Și fărâmele rămân undeva, pentru că de foarte multe ori stăm mai mult la serviciu decât acasă. Așadar, aplauze și încă o dată la mulți ani! Această piesă este pusă în scenă de către beneficiarii noștri de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești pentru a sărbători Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Coana Chirița, pe numele ei de scenă Chirița Bățoi, este personajul principal și eponim al unei serii de comedii scrise de Vasile Alexandrii. Tema operei este critica instituțiilor și moralurilor societății feudale. Subiectul este comic și critică abismul micilor boieri rurali care își dau aere de nobil. În această piesă, Coana Chirița este soția lui Grigore Bârzoi și mama trei copii, Arestița, Calipsița și Budiță. Acțiunea comedie... Chirița în provincie. Comedie cu cântece de Vasile Alexandrii. Care este o moșiere arhitectură la țară, din culte și grosolană, care dorește să fără o aristocrată educată, cu preocupări mondene și politicoare de limba franceză, pe care însă o strâncește înfiorător. Ea dorește să aducă bunele maniere la Iași, pe moșia sa din Vârfoi. Cum și ce va fi? Ce va ieși? Vom vedea. Bine, cu bani.
Ce baciocură? Ce baciocură? Cine vă baciocurește? Cucoroașă Guliță! Guliță? Mincea îmi spune, ce vă făcut? Mie mi-a ucis un pițel la vânat. Și mie mi-a dat foc bordelul cu cucul de hârtie. Eu l-am prins în rândul calea măriucăi. Ce mă rog! Cer de cererilor, de nevăzatul sufletelor! De ce nu vă păziți liceii și măriucele? Așa s-a putut! Hai, ucide-i! Dar ai băcat cu mană să ne lași tot cu pașul, da? Dacă nu ne-am jurui la dumneata, ne ești stăpână veșnică, la cine să-l ducă? Este ascuns acolo, vino în scenă, vino, veniți în scenă. Sunteți prea într-o parte, nu vă vede lumea. Am ajuns mai rău decât țiganii. Auzi? Auzi, ciopărlanii! Ei, apoi să nu i-a măsurat cu prăjele valce. O, fără muzicior! Vă sunt eu de mult că sunteți bun de gură și răi de lucru. Afară! Afară! Feriți în ochii mei că vă apucă cu calul. Dreptate, dreptate ne fă, bucoară, dreptate ne dă. Cu peciul pe spate voi da, vă dau eu dreptate așa. Vai de mine, că niște țără noi, că n-ai chip să trăiești de răul lor. De deame și puțin de la plimbare să mă răcoresc. Și parcă dracu în cale să mă tolbore. Iar mi-ai făcut roșii la față ca un stacoș. Ioane! Ioane! S-a făcut doca și globa asta. Că ieri m-a apucat de vreo 7 ore să ghetu până acum. Ioane! Ioane! Ia ca somn rusul, că ieri s-a adormit în podul grațului. Și nici că o să vie să mă coboare de ca. Ioane! Ioane, bă! Se roca de mine, că o să mă lăsă să fie toată ziua călare ca un jandă. Ioane, Guliță, Luluța, Mesiu Șarlu, cum nățică? Cine mă cheamă Ierica? Ce este, ce este? Chi diablă, ah, madame. Au cu coană, iată ea. Dar veniți azi, mă coborâtă pe cap. Ce, Doamne, iartă-mă, ați adormit cu toții? Ba nu, neneacă, învățantele m-a cum o să dască lu. Și eu făceam dulcețul în cămară, cum nățică. Dar de oră crescut, e plină, sunt cine calul. Madame Cocona, sare în brața mea. În brațele dumneavoastră, în sfârșit. O, mă, tot tem. E foarte galant, însă mă tem. Dacă nu am vrut la mine, sar la Ion, jamais mieux ça. Nu, de ce? Că și o sușurică ca o pană. Dar apoi să sar în brațul lui cavaler. Nu știu de ce cuvine. Dacă nu am vrut la mine, sar la Ion, jamais mieux ça. Ei, dacă vrei, mai decât nu sușa. Atinte că sa. Nu poftim. În, de, fra. Adriana, ușurica un pan. Cristi, ușurica un pan, mersi. Ei, nu ăsta e un francez. Ați văzut acele teame? Ioane, tu ca alul la graș la dată. Dar să nu-i scoți ce au, auzi? Auzi. O, că parcă-i să ne înghie. Pacea gură, cătașoră. Neneacă, n-a rămas și eu pe cal. Ce face? Ca să te trântească? Ba nu, Guliță, mamei. Ei, pe mata, cum nu te trântește? I-am învățat la el, la manajerie, numai eu știu câte bușituri am în cale. Dar păi, dacă e moda... Ei, neneacă, larmă, plică larmă, ca fi n-o gradă. Băi, ți-am mai spus odată că nu vreau. Nu mă supăra mai mult. Mai bine, apucă-te, deci învață franțuzească acum și în sală, că văd eu mușurile parole prânturi. Ba și eu m-am săturat de carte. Nu sunt Guliț, te zevu cu and poruncesc, madame.
Madame? Madame Ene! Frațul Șurci! Ce-ți spus? Cremutar din magazinul de ajurment. Nu te potrivi, mea soșală, că e copil încă. Ui, copil obraznic. Ce să-i faci dacă are dugulița, mineacă-i? Îmi seamănă mie bucățică de ea. Hai, du-te cu domnul profesor, te învață frumosel, că tu-i face straie de modă nouă. Da, da, calmi cum vă, da? Cum să face, băbacă, tu e spravnic. Alo, îmi zbuliți, dă-ne domnul. Ia, cam o să judei. O, doamne, că mare caldă-i. Da, păi și dumneata, soro, ai minte să alegi călare în luna lui Iulie? Ei, păți ceva într-o zi. Hai sub copaci, cum năzică. Ce să fac, soro, dacă e modă și dacă îmi place? Păi zice și eu, ca cărchezeamnă. Pop, pop, la galop. Când are călore, pop, pop, la galop. Inima mea soare, pop, pop, la galop. Când sunt armazoană, pop, pop, la galop. Iar lumea negoană, cu plăcere de-a fugi în fuga mare. Când ca-și printe neușorel ca un lăgăr. Câteodată arivă-n cai pe spinare. Dar ce-mi pasă dacă-i mudă, n-am habar. Hop, hop, la galop. Așa, păi să stai, comunărzică. Că de când m-am dezbărat de calipsiță și arestiță, de când în sfârșit l-am retat bărbatul cu brusul și cu cociură, parcă am înțeles de 20 de ani. Îmi tot vine să zbur că, Doamne, mult mă mai necăși vine suce la casă să-mi găsesc gine, știi? Știu că sușesc mâinile unor coțcari. Cine e dracu să-i cunoască? Acum toți sunt îmbrăcați într-un fel și nu poți alege care-i boier, care-i coțcar. La ce-a fost un trecut? De 3 ani când am întors la moșie la Bărbuleu, ne-am și uitat. Bine. Bine ai făcut. Hei, când a dat Dumnezeu să mi se împlinească gândul. Am toate 7 serendare. Ce gând, soro? Acum, mă zică, să mă fac ispravnicească. Așa nu doresc pe lume. Ispravnicească cu șadă la poartă și un cor. De ce nu te-ai face și dumneata ca alte multe? Doar ai zbuti el, frate-miu, la Iași unde l-ai trimis. Așa nu doresc, că și nu. Dumnezeu știe că te-am pătinit la 48 ca 40. Lasă că năperiul nu zice capte de vite. Dar apoi sau cea mine de frecul a avut bărzoi și cum a drumă seop pe care am scos-o. Așa, așa. De aceea l-am știut de bărbații. O să meargă la mișca să cerța că pătăi spărnicia de aici din ținut. Doar și la rechipul ca patron, ca pătinie. Nu-i de capul. Care, care, puteți intră în lor, vă spun că a fost frică la 48. Hele! Dacă te așa, păi și mai avem de meu. A adus aminte de groază, de vărzoi, când aș prins somn că veni la vera. Așa, așa. Eee, când să-l văd eu dacă intră pe poartă cu toți și am dă-i, știi, ia sări în cap. No. Da, apoi eu. Mai te lasă în cărțea. Trasă-i, soră, că alta nu fac toată ziua. Și ce zic cărțele? Memesc ca bine, mi-a ieșit 10 ori de caro în bucurie, lângă digra din trefi, fratele meu și de sub 3 ori de cupă. Trebuie să vii negreșit. Asta-i drum. O să-ți aduc o veste bună. Să te audă Dumnezeu. Acum să vezi să o căpătrân de zahăr. Să nu poți să veni cu dulcețile. Ia ca poznă că eu mi-am uitat pe teaua pe foc. Nu ai nimic. O belte mai mult sau mai puțin pentru ei spravniceasă. Noi ce-a fac vă? Ia-mi spune-mi, te rog. De domn cum a Guliț, Calipso nu puve să o consolez de-o parte de Ulise. Calipso nu puve. Crejoamen, el m-a gas jolăman. Iar îi tragi tu, tu, soro, parcă te văd că iar ai să te îmbolnăvești. Ba nu, soro, că așa-i modă.
Dacă sunt armazoancă, trebuie să mă drăpeim cu țigările. Mă mir ce gust poți găsi să pufăiești din gură ca un neamț. Ce gust? Toată lumea spuneală, scoate pumbelor pe gât. Unii moda invițioză, alți fumează de urât. Omenirea e o țigară, care se preface în scrum. Și amorul cel cu bară, arde și se schimbă un foc. Nu mai fumuri vezalice, la bărbat și la femei. Toți fumează, dar cu zece, cât mai toți înfumurați. Cum înfumurați? Vrei să zici că fumați? E, și una așa. Dar ia spune-mi cu mânătică, ce face Luluța? E în grădină. Biata copilă. De când a murit nineacă, cu cona Năstasică a fi noaie nineacă și-a luat-o pe pitropia noastră. Mi-e drăguță ca un nor. Mai știi, poate să fii soacră cu vreme. Săt? Așa am chem zic o treabă cu bărbatul meu. Luluța are zestre bun, Luluța o semenă. Mă potrivită unde se găsește? Să-i cauți cu lumânarea. Numai asta mă îngrijește că Luluța nu bate nici de cum cu culiță. Se-i tot trește de când a rămas orfană. Ba, încă câteodată, parcă se pierde. Nu-i în toate mințile. Nu băga de seamă că e încă tânără. Ce tânără? Că e de vreo 15 ani. Cum s-a născut Goliț, era de un an. Mi-aduc aminte că lăsă-n chietul. Dar ce n-am făcut chipreturile? Hai că le-am prăpătit pe câmp. Însă, Șarlă! Poruncesc, madame. Nu cumva ai fost ori cu dumneata? Voilà, madame. El fiu-n comun caporal. Merci. Voulez-vous voir ce un signe? Elle va recommencer sa traduction libre. Elles sont de minune, c'est Harvard. Merci, madame. Cigare de Harvard? Nenie, dă-și-mi o cigare! Auzi, asta ar mai trebui. Cu conașii, nu, drag, cigări! Ei, mata, de ce trebuie dacă ești cu coamă? Da, că-i zgura plurile. Mestre Charles, ia din mă. Je vous prie, est-ce que vous êtes mulțumit de voliță? Cum s-a, cum s-a, mulțumit de patron. Coamă, coamă, ia că o voastră la ieși. Dar iar să-ți fac eu un examen. Voliță, spune nineacă, cum se cheamă franțuzește furgulița? Furcusilion. Frumos. Da-ți printura. Fritidisimon! Prea frumos! Dar învărțita? Învărțisimon! Bravo, guliță! Bravo, guliță! Gogo manision, va! Ioane! Doamne, doamne, de acolo voastră ieși! De la ieși? O fi de la dumneavoastră! Cine l-a adus? Mă s-a dat la frănăcie, ci că e gravnic. Gravnic? Adu! Da, așa s-a duce răvașul mără, mărăzitule! Apoi, cum? Cum? Nu ți-am spus că acum e moda să aducă răvașele pe daune. Ha! Iaca, poate răvașele să le vinci. Ce ai zis? Le serve! Și doar nu le aduce acum, dacă după mână, că atâta trebuie. Dar unde sunt să scot tagere cu coamă, că nu-s s-o sufragiu? Du-te și la jupăneasă, de ce nu-mi tagere și un șervet? Și șervet? Și după ce-i pune șervetul pe tagere și răvașul pe șervet, să mi-l pregătesc frumos. Ai auzit? Am auzit. Să pun tagere pe șervet, să răvașul pe șervet, ba șervetul pe răvaș, ba. Bine, soră, cum ai răbdare să aștepți când îi răvaș gratnic de la frate meu? Fie mânca de la pore încălat. Am putărât să introduc în provenție obiceiurile de la Iași. Doar numai roade și noi pacientele. N-am dreptate nesușoară? Mult dreptat. Mult în care pricin? În primează civilizație. Civilizațion cu serviet? Pe asiet? Servetichet? Cu serviet?
Miasie! O fet, jonisiu i spat de ducă. Cucoană. Cucoană, ia că le oașă de modă. A, că le place. Ole, că nu-l văd în talgă. Vreau și eu dacă de desot. De desot? Așa te-am învățat eu. Nu e nici sub talgă. Te-ai că curăși tot, bre. De, să faci că nu știe. Ești o șervelca de modă. Nu mai spus? Să-l șervec? Bate-te cu o comandă, sâtule. Ia în vedeți, mă rog, o pământ totul din potriva. Ei, parcă eu am fost de cu moda, așa am mai poruncit, așa am făcut. Ai loc că răvați doamne la bărbatul, că te-aș arăta eu. Dar lasă-l încolo, cum mețică și citește azi. Ia să vedem. Ești prădnicia ce notule către prea iubita mea soție, Chereta Bărzoi. Ot Bărzoi. Coman, madame, ești maritat în ispravnicie? Ba, mi se pare că cu ispravnic nu, cu năsecă. Ce se mai cănăsie urechea soră? Se bun soră. Să vedem. Crucea jut. Cu frățească mă închinște sărul dulce iubită, Chereta. În sfârșit, cu mila Dumnezeu, m-am ispravnicit. Neamul nostru s-a înălțat. Eu pe acolo cam pe mare cu megie și că las pe mine. Scoate îndată și vin laser cu toată gospodăria și cu tot neamul. Dintre care nu uita, mi-a pus ce curcanul cel bătrân ca să-l pună în slujbă. Crește! Ar numi tale ca un soț, Grigore Bărzoi. Chereizo! Iartă-mă și sprămânie ceasă! Comnicu! Gulnicu! Mesoșarul, Ioane, sunt isprăvniceasă, isprăvniceasă! Tra-la-la-la-la-la-la, sunt isprăvniceasă! Comnătică, vină să te sărut! Gălită, vină să te sărut! Mesoșarul, vină și dumneata să... S'il vous plaît? Ioane, vină și tu să te sărut. Comand, eu nu si. Ce era să spun? Am uitat că de bucurie. Ha! Du-te de spune soruțeilor că hame cu stalione la trăsura cea galbenă. De grabă! De grabă că vă mărni la tăl. La tăl? Dar destul am ocnit la țară. Ia să mai fac taxer și eu, prenetare, ca altele, că doar e sprădiceasă. Nu, că adică m-am fudolit dintre aceasta sau că mi-ați făcut vreo mulțime, mulțumire mai deosebită. Nu, nu se spere chirița așa aleze. Cu una, cu două, zău nu. Mencio, nu știu să spun că nu-s ipo... ipocondră. M-am sprădiceat? Să-mi fie de bine! Dacă am dorit-o, am dorit-o numai așa de un vise care am, iar nu de altă. Ioane! Trebuie să boierul răceasă de jandăr ca să meargă pe lângă obloane! A trebuit să o ceapă întreagă, dă-i rugitor! Nu mai! Spune-le să se gătească! Hai, cară-te! Dacă mă clar, tu, Doamne, sprăvnicească, măria ta! E, sprăvnicească! De acum să vedem un tom și te nechele! Am să-i dorești un voiar la Paris. Tocmai pe acolo, în țara nemțească, să mă ia și pe mine de neacă. Te lua, puire, și pe nesoșară, și pe luluța, parcă vă pe paspor. Baroana Chiriță, am să mă dau și eu, baroană, cum îi trece granja, să spar un nemții. Îi lipsește un domn. Crezi că mesușarul? Je partage votre bonheur, madame. Ah oui, monsieur Charles. Je suis heureuse par-dessus, monsieur. Je comprends, peste măsură. Tout à fait. Hai, uite să ne grăbim, ca să plecăm de Cozivo. Hai! Ce se uită la mine, ului
acolo. Așteptați un pic. Așteptăm urmările domnului regizor. Imediat o să fie și prezentările. Dar înainte de asta, domnul primar vrea să ne mai ține așa în suspans până la prezentări și avem niște surprize pentru cei care au muncit și au făcut posibilă această punere în scenă. Noi mulțumim pe această cale. Dar cred că până ajunge domnul primar, cei care au fost protagoniștii Chiriței în provincie merită niște aplauze, dar așa din toată inima. Sincer, mie mi-a plăcut tare mult dumneavoastră. Da. A fost o piesă extraordinară, dar haideți să-i aplaudăm pentru că mi-a plăcut tare mult dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți un talent născut. Felicitări! Mulțumesc! Tare mult mi-a plăcut și, sincer, cu siguranță o să mai vin și la alte piese pe care dumneavoastră o să le interpretați. În semn de recunoștință pentru efortul pe care l-ați făcut, fie că ne referim la actorii care au evoluat aici pe scenă, dați-mi voie să vă spun actori, fie dacă ne referim la cei care s-au implicat în pregătirea acestui eveniment, cu toții, cred că ați avut un rol foarte, foarte important. Și atunci, spuneam, în semn de recunoștință și respect pentru munca dumneavoastră, Consiliul Local și Primăria Orașului Dărmănești acordă câteva diplome de excelență. În primul rând, acordăm diplomă de excelență doamnei Țețaru Daniela, director general la DGASPC Bacă. Și a spus noi pentru susținerea și promovarea trupei reprezentative de teatru a DGASPC Bacă. Îl rog pe domnul director să ne arătă. Și să-i transmiteți, doamnei director, din suflet această diplomă. Felicitări și sper să fiți în continuare alături de noi. M-a demonstrat în acest moment talentul acestor oameni deosebiți. Un talent care, cum pus decât să te naști, îl dezvăț pe parcursul vieții, dar de născut trebuie să te naști cu el. N-ai problema, aia ar face ce să faci. Și vreau să subliniez faptul că ei pot fi oricând integrați în societate, iar societatea poate să-i considere un real câștig. Pot fi implicați pe toate planurile, și pe plan cultural, și pe plan sportiv, dar asta cu ajutorul nostru al tuturor. Vă mulțumim pentru prima acordată. Mulțumesc, domnule director, și pentru că ați ales să fiți astăzi alături de noi, Consiliul Local și Primăria Dărmănești acordă domnului director Popa Ciprian o diplomă de excelență pentru dăruire și consecvență. Vă felicită! Sigur că acest eveniment nu putea să aibă loc sau nu era așa de frumos dacă nu se implica Asociația Sara Ștefania. În semn de respect față de Asociația Sara Ștefania din Moinești. Deci dăm această diplomă de excelență pentru dăruire, consecvență și susținerea persoanelor cu dizabilități. Doamna Laura știe de ce. N-am să spun mai multe lucruri, dar persoana foarte în spatele Asociației Sara Ștefania este doamna Laura. Mergem mai departe și am văzut talente astăzi seara aici. Eu știam o parte din valorile celor de la centru, dar nu eram pe deplin convins sau nu eram suficient de convins. Astăzi seara acordăm o diplomă de excelență domnului Valerian Răcilă pentru dăruire și consecvență. Mulțumesc.
Sigur că astăzi seara am văzut o trupă. Eu zic că am văzut o trupă de teatru. Da? E bine? Sau greșesc eu? O trupă de teatru. Din nou, în semn de recunoștință, Consiliul Local, Primăria Orașului Dărmănești, acordă o diplomă de excelență trupei de teatru a CRN Dărmănești, trupa care e aici de față. Felicitări! Să o puneți acolo, la loc de cinste, pentru că e o diplomă dată din suflet, din partea comunității dărmăneștene. Și sigur, am văzut niște tablouri foarte frumoase și foarte interesante. Aș vrea tare mult să înțeleg întru totul ceea ce a vrut artistul să transmită prin aceste minunate tablouri. În semn de recunoștință, domnului Mănăilă Valentin, o diplomă de excelență. Valentin este un talent, un talent aparte și Valentin cu drag primește această diplomă din partea noastră și de ce nu poate în an centenar, poate până la sfârșitul anului, o expoziție în holul primăriei și uite, noi o să avem o ședință în luna decembrie, o să țin legătura cu doamna Laura, o ședință mai festivă așa, în an centenar și te invit cu tablourile tale, mi-ar face mare plăcere să vii în sala de ședință și să expui toate tablourile tale, să te cunoască cu adevărat dărmăneștenii, să zic la adevărata ta valoare. Te felicit și succes în continuare! Și siguranță că ceea ce am făcut noi, mă refer la Consiliul Local și la Primăria Orașului Dărmănești, este un mic semn de recunoștință pentru noastră, pentru persoanele cu dizabilități, pentru cei care muncesc zi de zi cu aceste persoane, pentru a le ține active. Ce am văzut astăzi seară mi-a plăcut foarte mult și sunt convins că în spatele acestor rezultate sunt multe, multe ore de muncă. Să vă țină Dumnezeu sănătoși pe toți și să duceți mai departe ceea ce ați început dumneavoastră la centrul de la Dărmănești. Încă o dată, vă felicit! Mulțumesc! Doamne! Din toată lumea ați dovedit că sunteți un susținător al asistenței sociale și a tuturor programelor pe care noi le dezvoltăm. Dar nu în ultimul rând, aș vrea colegul meu, pentru că așa a luat ființă trupa de teatru de la nivelul de geasă pe ceva, că undeva la Răcăciune, ce este doar o parte din trupa reprezentativă. Și o să-l rog pe domnul Vali Răcile să ne spună câteva cuvinte. Mulțumim, vă! Vă mulțumesc frumos! Citesc în ochii voștri emoția, dar și eu sunt emoționat. Ce ați văzut în seara asta este într-adevăr o parte a ceea ce o să vedeți în viitor, pentru că aici, în sală, mai sunt încă multe talente pe care nu le știți, dar pe care noi le cultivăm. Și ajută Bunuțul și în curând o să avem și alte spectacole de la alte centre. De la Târgu Ocna, de la Răcăciun, de la Ungureni. Ajută Bunuțul. Să-mi dați voi acum să vă prezint artiștii, pentru că ei sunt cu adevărat artiști, actori, sunt artiști că și cântă, și dansează, și desenează, și au un suflet de artist. Nu numai ei, și voi câțiva care vă văd acum în sală, sunt unii care nu sunt aici cu noi, pentru că n-au ajuns la... Dar o să fie foarte curând. Așadar, vă rog frumos prima dată să-mi dați voie să le prezint pe colegele noastre care au pus la cale această minunăție. Doamna Oana Năstase Florian, doamna Renata Botezatu și doamna Maria Bâlbuie. Alături de ele, Dănuț Neneș este pivot. Nu știu ce să fac eu cu Dănuț. Tot ceea ce au făcut ei
ar fi fost zero teatru în patru dacă nu era Laura Mică. Laura pe moare, cu alte cuvinte. Ei au fost ajutați de colectivul de la CNRN Dărmănești. Ați observat, probabil, acea butaforie, nu știu dacă o să-i spun butaforie, pentru că e cal în toată regula, pe care vine Coana Chirița. Și să începem cu artiștii artiști. Avem aici pe un țăran Sadea, pe numele lui Ioane! Ioane! El cheamă Naci. Avem după fel. O avem pe Brândușa, care a fost Măriuca. Avem pe Valentina. Valentina Potolacu. Avem pe Cristina Busuioc. În alt ran. Avem pe Mosiușel. Sarul cu mustățile răsucite în sus, în Burești. Țăranul pe care vi l-am arătat mai devreme, l-ați văzut acolo pe Dănuț Meneț, domnul Dănuț Meneț, acolo. E imperturbabil, dacă ați observat, el cosea, dădea cu coasa, adică, și s-a scutea coasa în timp ce Coana Chirița stătea călare pe cal ca un jandar. Și acum, cu Nățica. Safta, de Sinaiti. Și Lulita. Alexandra Zucară. Și conul meu pe ăsta. Coana Chirița. Maria Iisus. Cu asta eu vă mulțumesc foarte mult că nu mai știu ce să mai spun. Vă urez toate cele mai bune, sărbători fericite la toată lumea, să fiți bucuroși, că asta e cel mai important. Bucurați-vă! În fiecare zi bucurați-vă! Așa o să fim mai buni, cum spunea domnul primar. Mulțumim! Oh,